Bună ziua și bine ați venit la această nouă prezentare dedicată Private Cloud și System Center 2012. În această ultimă prezentare din serie vom discuta despre cum putem construi un Private Cloud folosind Hyper-V din Windows Server 2008 R2 și Virtual Machine Manager 2012, precum și System Center 2012 App Controller. Agenda prezentării de astăzi este următoarea. Vom discuta mai întâi despre componentele unei infrastructuri de virtualizare și vom discuta în particular următoarele componente. Partea de Hyper-V, deci hosturi de virtualizare, și vom discuta de diverse considerente de design, și apoi despre SCVMM și App Controller. Nu vom discuta despre alte componente posibile din cadrul unei arhitecturi de virtualizare de tip Private Cloud, cum ar fi Operations Manager, Configuration Manager, Service Manager, DPM sau Orchestrator. Vă puteți referi la prezentările susținute anterior pentru funcționalitățile acestor produse. Practic vom acoperi ceea ce se numește un Private Cloud Basic, deci care conține doar hosturile de virtualizare, consola de management, System Center, Virtual Machine Manager și portalul App Controller. La sfârșitul prezentării vom discuta un studiu de caz, felul în care au fost implementată infrastructura de virtualizare folosită la conferința Microsoft Management Summit pentru a asigura accesul la laboratoare tuturor participanților. Așa cum am spus, în această prezentare vom discuta mai întâi despre Windows Server 2008 R2 și apoi vom avea câteva discuții legate de arhitectura lui Virtual Machine Manager și a lui App Controller. Mai întâi, Windows Server 2008 R2. În momentul când facem designul unei arhitecturi de unei infrastructuri de virtualizare, trebuie să ținem cont de anumite limite. Și acestea țin, pe de o parte, de versiunea sistemului de operare folosit pentru hosturile de virtualizare, astfel, de exemplu, pentru versiunea standard a sistemului de operare Windows Server 2008. Aceasta pentru Hyper-V, pentru rolul de Hyper-V, putem avea până la 64 de procesoare și până la 32 de giga de RAM. Deci chiar dacă hostul are mai mult decât atât din ceea ce privește procesoare, core-uri și memorie, dacă însă folosim versiunea standard de Windows Server 2008, atunci nu vom putea depăși aceste limite. Dacă trecem la versiunea Enterprise, se păstrează în continuare numărul de core-uri suportate. Sistemul de operare Windows Server 2008 R2 suportă până la 256 de core-uri, dar dintre acestea numai 64 pot fi folosite pentru Hyper-V. În schimb, la versiunea Enterprise avem până la 1 tera de memorie pe sistem, bineînțeles dacă avem hardware-ul necesar, și similar pentru versiunea data center. O altă limită este la numărul de mașini virtuale care pot rula la un moment dat pe un host. Există o limită hardcoded în hipervizor de 8 procesoare virtuale per core fizic. Dacă am înmulțit, de exemplu, 64, care este numărul total de core-uri care este suportat pe un host fizic, cu 8 procesoare virtuale pe fiecare host, pe fiecare core fizic, atunci ne-ar da 512. Dar, din păcate, mai avem o limită și aceea este de 384 de mașini virtuale pe un host fizic. Deci, aceasta a doua limită intră în efect în momentul în care, așa cum am spus, avem un număr foarte mare de mașini virtuale pe un host. Oricum, să fim noi sănătoși și să rulăm 384 de mașini virtuale pe un singur host de virtualizare. Pentru astfel de, să zicem, posibilitate, ar trebui să avem un host foarte puternic, cu 64 de core-uri, cu multă memorie, deci și, bineînțeles, totul să fie optimizat pentru calcul paralel. În ceea ce privește licențele necesare,
În momentul când folosim versiunea standard de sistem de operare Windows Server 2008, avem o licență pentru sistemul de operare host, o licență de Windows Server și o licență pentru o mașină virtuală care poate rula pe acel host. Dacă folosim versiunea Enterprise, vom avea o licență pentru host și 4 pentru mașini virtuale, iar pentru data center, o licență pentru host și practic număr nelimitat de mașini virtuale, pentru că vor fi licențiate automat. Deci, în cadrul costului pentru data center, avem un număr nelimitat de licențe pentru sistemul de operare al mașinilor virtuale. Bineînțeles, trebuie să fie tot de tip Windows Server. Acest lucru este valabil numai pentru versiunile full de Windows Server 2008R2, deci cele care au sistemul de operare complet și rolul de Hyper-V. Există o versiune gratuită de Hyper-V numită Windows Hyper-V Server 2008, deci vedeți că începe cu Hyper-V, asta se găsește pentru download gratuit pe site-ul Microsoft, dar această versiune, care este de fapt un server core cu rolul de Hyper-V, nu include nicio licență pentru mașini virtuale, evident, fiind gratuit. Poate că licențele nu ar fi considerate limite fizice sau care se țină de sistemul de operare sau de hardware, dar atunci când facem arhitectura unei infrastructuri de virtualizare, trebuie să ținem cont și de acest aspect, deci cel de licențiere. În ceea ce privește sistemele de operare care pot rula în mașina virtuală, aici putem rula atât sisteme pe 32 de biți cât și pe 64 de biți. Aici, ca paranteză, pentru Windows, pentru sistemul de operare de pe host, e evident, deoarece Windows Server 2008 R2 e pe 64 de biți și oricum Hyper-V merge doar pe 64 de biți. Nu merge, de exemplu, versiunea RTM de Windows Server 2008 avea și suport de 32 de biți, dar nu putea avea rolul de Hyper-V. Revenind la sistemul de operare guest, în mașina virtuală putem asocia doar până la 4 procesoare virtuale. Deci o mașină virtuală nu poate vedea mai mult de 4 procesoare virtuale. Dimensiunea memoriei, presupunând că suntem pe Enterprise sau Data Center, poate fi de maxim 64 de giga per mașină virtuală. Poate avea atașate până la 4 device-uri sau discuri VHD de tip IDE și poate avea până la 4 controlere SCSI, tot așa virtuale, fiecare putând avea până la 64 de discuri virtuale VHD. De asemenea, Windows Server 2008R2 suportă opțiunea de pass-through, de respectiv discuri fizice sau volume de SAN care să fie conectate direct la mașina virtuală, la un controller SCSI. De asemenea, o mașină virtuală poate avea până la 4 plăci de rețea virtuale de tip legacy și până la 8 plăci de rețea sintetic de cele care suportă integration services. Iarăși, trebuie să ținem cont de aceste restricții în momentul când planificăm migrarea serverelor fizice către mașini virtuale, deoarece în mașină virtuală avem capacitate limitată, cea mai importantă limitare fiind cea de procesoare, numărul de procesoare virtuale și apoi memoria folosită în cadrul mașinii virtuale. În ceea ce privește sistemele de operare care pot rula în mașină virtuală, acestea sunt, este lista de sisteme de operare suportate oficial de Microsoft și pentru care există și integration services, deci acea componentă care se instalează în mașina virtuală pentru ca sistemul de operare guest să poată comunica cu partiția parent folosind integration services. Suportul minim este de la Windows XP pe 32 de biți cu Service Pack 2 și la care putem aloca doar un procesor virtual. Apoi, pentru Windows XP pe 64 de biți putem pune unul sau două procesoare virtuale, la fel și pentru Vista. Și la Windows 7, în schimb, putem avea până la 4 procesoare virtuale
atașate. Deci, bineînțeles, atât suportul pentru 32 de biți cât și pentru 64 de biți. Sunt suportate două versiuni de Linux în mod oficial, deci Red Hat Enterprise Linux și SUSE Linux Enterprise Server. La ambele pot fi configurat doar câte un procesor virtual. Windows High Performance Computing Server de asemenea poate rula în mașină virtuală și poate suporta până la 4 procesoare virtuale. Este suportat în continuare Windows 2000 Server și Advanced Server, dar doar cu un procesor virtual. Windows Server 2003, atât 32 de biți cât și 64 de biți cu două procesoare virtuale maxim și, bineînțeles, Windows Server 2008R2, la care avem până la 4 procesoare virtuale. Din nou, când planificăm migrarea sistemelor fizice și al sistemelor de operare către mașini virtuale, trebuie să ținem cont de aceste restricții, respectiv numărul de procesoare, care, bineînțeles, unele vin din suportul pentru sistemul de operare respectiv. De exemplu, Windows XP implicit suportă un singur procesor virtual. Chiar dacă, de exemplu, suportă versiunea dual core, atunci când versiunea pe 32 de biți în mașină virtuală suportă doar un singur procesor virtual. În sfârșit, dacă e să discutăm despre variante de implementare, o primă variantă ar fi hosturi Hyper-V individuale. Asta ar fi și varianta cea mai ieftină, pentru că nu necesită storage partajat. Practic vom folosi fie discuri atașate direct la hosturile respective, așa zisele direct attach storage. Astea pot fi discuri care să fie instalate fizic în calculator, sau putem folosi storage pe iSCSI ca o variantă ieftină de storage, pentru că sunt multe dispozitive de tip NAS, Network Attached Storage, care suportă și iSCSI. Bineînțeles, nu trebuie să ne așteptăm la performanțe foarte mari, deși dacă folosim rețea pe 10 gigabit, s-ar putea ca viteza de și bandwidth-ul pentru acces la storage pe iSCSI să fie chiar mai mare decât la cele echivalente cu Fibre Channel. Dar despre asta vom discuta în câteva slide-uri mai târziu. Acum, asta ar fi varianta cea mai simplă de a face o infrastructură de virtualizare, respectiv hosturi individuale, și pentru că nu folosim storage dedicat și, de exemplu, storage care, pe Fibre Channel care să aibă necesite controlere scumpe și așa mai departe, poate fi și varianta cea mai ieftină pentru a realiza o infrastructură de virtualizare. În ceea ce privește hardware-ul necesar pentru hosturi, putem folosi orice servere standard, de exemplu de rack, de tip 2U, 4U. Acestea în mod normal au configurație cu 2 sau 4 procesoare. Pot avea 4 până la 6 discuri care să poată fi instalate direct în server, deci în front panel, în partea din față. În mod normal au, în mod obișnuit, au 64 de giga de RAM, deși sunt configurații care suportă 192 sau 256 sau chiar mai mulți giga de RAM. O altă variantă funcțională ar fi să folosim servere Blade, deci un Blade Center cu 8 până la 16 servere în același enclosure. Fiecare dintre aceste servere poate suporta până la 8 sau 16 core-uri de procesor. De asemenea, 64 de giga de RAM este o memorie tipică, deci care poate fi instalată, pot avea mai multe interfețe de I/O. Și în sfârșit, varianta cea mai costisitoare ar fi servere de tip multiprocesor cu până la 64 de core-uri fizice și până la 2 tera de memorie. Bineînțeles, numai 1 tera poate fi suportat, cel puțin la versiunea Windows Server 2008R2, și atunci trebuie să calculăm corespunzător. Ca regulă de bază, în momentul când facem selecția de servere pentru rolul de Hyper-V, ar fi că trebuie să avem procesoare cât mai bune, pentru că partea de virtualizare, deci hipervizorul, este procesor intensiv, deci trebuie să avem cât mai multe core-uri la frecvențe rezonabile.
iar la memorie, iarăși cât mai multă memorie la un preț acceptabil. Deci acestea ar fi, de fapt, regulile de bază pentru selecția de tip de hardware pentru hosturile de virtualizare. Bineînțeles că ar trebui să luăm în considerare și componentele de rețea, mai ales dacă folosim, de exemplu, storage pe iSCSI, și partea de discuri care trebuie să fie cât mai rapide. Aici putem alege, așa cum am văzut mai devreme, fie discuri atașate direct la server, directly attached storage, sau iSCSI, sau storage pe Fiber Channel, dar despre asta o să discutăm imediat. Deci, în momentul când discutăm despre storage preferat, cel mai simplu ar fi să instalăm niște discuri în server și să le configurăm într-un RAID. Putem avea discuri, până 5-6 discuri atașate la server, să facem un RAID. Capacitatea ar fi suficientă pentru a găzdui, eu știu, 20-40 de mașini virtuale per server. Și o a doua variantă relativ ieftină ar fi să folosim un storage cu suport de iSCSI. Bineînțeles că în funcție de storage-ul ales avem și diferențe la speed, deci la viteza, deci de fapt la bandwidth-ul de acces la storage. Dacă folosim iSCSI pe rețea gigabit, vedeți că avem de fapt bandwidth-ul cel mai mic. În ordine, după aia vin Fiber Channel pe 2 giga, SATA, discuri SATA, bineînțeles SATA 7 direct la server, SCSI, din păcate SCSI nu mai este folosit așa de mult, deci e un, fiind o interfață relativ veche, în schimb noua tehnologie este de discuri SAS, deci vedeți că practic folosind discuri SAS atașate direct la server, putem avea o performanță mult mai bună decât iSCSI pe 1 gigabit și mult mai bună decât, de exemplu, Fiber Channel versiunea cea mai slabă. În continuare, ca viteză, de, ca bandwidth, avem Fiber Channel pe 4 giga și pe 8 giga și, în sfârșit, dacă avem iSCSI pe rețea de 10 gigabit, vedeți că are bandwidth-ul cel mai bun, dar nu neapărat și timpii de acces cei mai buni. Bineînțeles, timpul de acces cel mai bun este fie la Fiber Channel, fie la discuri directly attached storage pe o interfață SAS, de exemplu. În ceea ce privește selecția de discuri, preferat să avem discuri cât mai rapide, SATA ar fi până la 7200 de rotații pe minut, dar de preferat sunt SAS la 10.000 sau la 15.000 de rotații pe minut. Este bine să avem redundanță, fie RAID 1, asta pentru sistemul de operare de tip, pentru sistemul de operare care va fi instalat pe server. Și pentru storage-ul folosit pentru mașinile virtuale e bine să configurăm fie RAID 1 sau 1 plus 0, deci 10, sau preferabil RAID 5, pentru că ne oferă o capacitate sporită în comparație cu mirror-ul. De asemenea, e bine să avem controlere redundante pe cât posibil, mai ales în cazul storage-ului extern de tip iSCSI sau Fiber Channel, existând și opțiunea de MPIO, Multipath I.O. Următorul pas ca model de arhitectură ar fi să folosim cluster, deci hosturi Hyper-V configurate în cluster. Condiția de bază pentru a putea avea un cluster este să avem un storage partajat. În momentul în care avem un storage partajat, putem activa funcționalitatea de cluster share volume și cu ajutorul acesteia putem face live migration, respectiv migrarea mașinilor virtuale în timp real de pe un host pe altul din cluster. Vom discuta imediat despre live migration, dar acesta ar fi principalul avantaj al folosirii unui cluster. Altfel, dacă avem hosturi individuale, migrarea se face prin rețea cu transferul VHD-ului și poate dura minute sau zeci de minute. O variantă funcțională este cea în care separăm
rețelele de acces la storage, deci putem avea o rețea dedicată pentru accesul la storage, mai ales dacă este vorba de iSCSI, bineînțeles, în cadrul Fibre Channel avem controlere dedicate, acolo e o altă discuție, dar dacă folosim iSCSI, este preferabil să avem o rețea dedicată pe 10 gigabit, așa cum am spus, pentru că are performanțele cele mai bune, către storage, către storage-ul partajat. De asemenea, este ideal dacă am putea separa rețeaua de management de rețeaua de, pe care se conectează clienții. Putem avea plăci diferite de rețea în server pentru rețeaua de management unde o să avem, de exemplu, consola System Center Virtual Machine Manager și fiecare host va avea câte o placă de rețea conectată la această rețea de management. Și putem avea separat plăci de rețea pentru accesul clienților, inclusiv cu acea opțiune din Hyper-V care spune că allow the host operating system to share this network adapter. Acea opțiune trebuie dezactivată, astfel încât sistemul de operare host de pe hostul de Hyper-V să nu poată comunica pe rețeaua clienților, aceasta fiind strict pentru accesul clienților la mașinile virtuale care rulează pe hosturile de virtualizare. În acest fel izolăm traficul, iar clienții nu vor putea accesa niciodată hosturile de virtualizare direct, deci vor putea însă discuta doar cu mașinile virtuale aflate pe hosturi. Pentru această configurație este evident că trebuie să avem câte cel puțin 3 plăci de rețea în fiecare host de virtualizare. Am spus că faptul că avem un storage partajat și configurăm hosturile de virtualizare în cluster ne permite să facem live migration. Bineînțeles că știm ce înseamnă live migration. Pe scurt, în momentul când avem o mașină virtuală pe un host și vrem să o mutăm pe celălalt host, se va aloca memorie pe cel de-al doilea host în exact aceeași dimensiune ca pe hostul sursă. Pe urmă se vor copia paginile de memorie, folosind mai multe iterații între cele două hosturi, deci se va face o primă trecere, după aceea paginile care s-au modificat vor fi încă o dată sincronizate și tot așa până la maximum 10 iterații. Și dacă se reușește sincronizarea celor două zone de memorie, se schimbă contextul de execuție. Deci, practic, de pe hostul 1 se preia contextul de execuție și se trece pe hostul 2, iar mașina virtuală continuă execuția exact din momentul în care a rămas pe cel de-al doilea host. Următorul pas este că se șterge mașina virtuală de pe hostul sursă, ea continuând execuția pe cel de-al doilea host. În ceea ce privește storage-ul partajat, se face doar o realocare a VHD-ului. Deci VHD-ul va rămâne în aceeași locație pe storage, doar că în loc să fie alocat la hostul 1, va fi alocat la hostul 2, respectiv către mașina virtuală care rulează pe hostul 2. Deci asta ar fi pe scurt procesul de migrare live. El se face cu întrerupere minimală, deci de genul câtorva zeci de milisecunde. Practic se pierde un ping în momentul în care se schimbă contextul de execuție, dar pentru utilizatorii finali practic este fără întrerupere. Pentru a putea face live migration este obligatoriu să avem cluster share volume, astfel încât toate serverele dintr-un cluster, toate nodurile, să vadă același volum de storage. Practic se face excludere mutuală la nivel de fișier individual și nu la nivel de volum, întreg volumul. În versiunea RTM de Windows Server, practic în momentul când alocam un lun de storage la un host, el nu mai putea fi văzut de pe celelalte hosturi dintr-un cluster. În schimb, cu cluster share volume se face o redirectare către discul C, directorul cluster storage, astfel încât toate hosturile văd mapat în discul C volumul de storage. Deci același volum de storage va fi mapat local pe discul C în directorul cluster storage. Astfel încât, în acest mod,
fiecare server vede volumul respectiv ca fiind local. În momentul în care se face accesul la discurile mașinilor virtuale, la VHD-uri, ele pot fi accesate de pe toate hosturile, cu condiția ca un singur fișier să fie accesat de pe un singur host la un moment dat, respectiv dacă o mașină virtuală folosește un VHD și rulează pe un host, același VHD nu poate fi accesat de pe un alt host decât dacă se face migrarea mașinii virtuale. Dar excluziunea mutuală se face la nivel de fișier individual. Ca best practice este recomandat ca pe volumul partajat respectiv să facem directoare separate pentru fiecare mașină virtuală și în fiecare director, bineînțeles, vor fi VHD-urile asociate, definiția mașinii virtuale și așa mai departe. În ceea ce privește hardware-ul pentru cluster, acesta este similar cu cel folosit pentru hosturile individuale. Aici, probabil că vom folosi, iarăși, fie servere obișnuite de tip rack mounted sau servere blade. În general, când facem un cluster, se pune accent pe mai multe servere mici, deci mai puțin pe servere mari de tip multiprocesor. Deci, avantajul în acest caz fiind faptul că putem muta rapid mașinile virtuale de pe un nod pe altul dacă atingem limita de capacitate pentru un anumit host. În ceea ce privește storage-ul partajat, aici trebuie să folosim una din variantele iSCSI sau Fibre Channel. Evident că discurile directly attached storage fiind văzute doar de către hostul local nu pot fi folosite în această situație. Deci trebuie să folosim un storage partajat, fie în tehnologia iSCSI, fie Fibre Channel. Bun, am discutat despre configurații hardware și software pentru hosturile de virtualizare. În ceea ce privește System Center Virtual Machine Manager, arhitectura acestuia am discutat-o deja într-una din sesiunile anterioare. Pe scurt, este vorba despre o bază de date SQL Server pe care și de asemenea rolul de Virtual Machine Manager Management Server. Funcționalitatea este expusă în Windows PowerShell și poate fi accesată din consolă sau din portalul de tip self-service. Opțional, bineînțeles, putem instala și un Operations Manager care poate fi pe aceeași mașină sau pe o mașină separată. Putem imagina scenariul în care avem o infrastructură de virtualizare de tip restrâns și atunci, practic, putem instala Virtual Machine Manager chiar într-o mașină virtuală care să stea pe unul dintre hosturile de virtualizare și cu ajutorul căruia să putem gestiona, de fapt, toate hosturile. Pentru scenarii mai mari, deci în care avem un număr mare de hosturi de virtualizare, putem, bineînțeles, folosi servere fizice și începând de la versiunea 2012, putem instala Virtual Machine Manager chiar și în cluster pentru a asigura high availability. Deci putem realiza un cluster separat pentru Virtual Machine Manager și, bineînțeles, e necesar să avem disponibilitate și pentru baza de date, deci probabil că și aceasta va fi instalată într-un cluster. În orice caz, pentru o infrastructură de virtualizare relativ mică, de până la 50 de hosturi sau maxim 100 de hosturi, putem folosi un singur server de tip Virtual Machine Manager. În ceea ce privește sistemele suportate, am văzut că ele suportă Hyper-V, dar și hosturi Citrix and Server, precum și VMware SAX. Dar acest lucru, la acestea managementul se face prin intermediul VMware vCenter, deci trebuie ca acesta să existe deja instalat separat. În ceea ce privește limitele pe care le are System Center Virtual Machine Manager în ceea ce privește hosturile de virtualizare, acestea depind foarte mult de platforma de virtualizare aleasă. Dacă e să facem o comparație, am văzut la Hyper-V că pentru mașinile virtuale putem avea 1, 2 sau 4 procesoare virtuale, până la 64 de giga de RAM pentru mașinile virtuale. Putem, de asemenea, la versiunea 2008R2 CP1 să folosim suportul de Dynamic Memory și, bineînțeles, avem celelalte limite în ceea ce privește plăcile de rețea, deci până la 12 plăci de rețea, din care 4 legacy și 8 sintetic, iar
În ceea ce privește disponibilitatea mașinilor virtuale, asta se face cu live migration, plasând mașinile virtuale pe un cluster. În ceea ce privește VMware, limitele sunt până la 8 procesoare virtuale, până la 255 de giga de RAM pentru fiecare mașină virtuală. Și de asemenea, celelalte sunt similare. Pentru platforma Xen avem până la 8 procesoare virtuale și până la 32 de giga de RAM pentru fiecare mașină virtuală. Serverele Xen pot fi gestionate direct prin instalarea agentului de Virtual Machine Manager pe hosturile de virtualizare. Ok, deci acestea ar fi restricțiile pe care trebuie să ținem cont, așa numitele capability profiles, și astea sunt în funcție de capabilitățile fiecarei platforme de virtualizare în parte. În ceea ce privește App Controller, acesta este un portal web care poate fi instalat atât pe serverul de Virtual Machine Manager, deci nu mai există nicio restricție cum era la versiunea anterioară. Bineînțeles, pentru scalabilitate este bine să-l instalăm pe o mașină separată. Acest portal web permite accesul ownerilor de aplicație, al utilizatorilor, și aceștia vor putea crea mașini virtuale și servicii folosind interfața lui web a lui App Controller, folosind un simplu browser. Pentru referință, vă rog să consultați prezentarea despre System Center Virtual Machine Manager și App Controller susținută la începutul acestei serii. Cu ajutorul portalului, fiecare utilizator va putea să gestioneze mașinile virtuale și serviciile, să poată să le pornească, să le oprească, să facă snapshot-uri, să se conecteze, bineînțeles, la sistemul de operare din interiorul mașinii virtuale, va putea să upgradeze la o versiune nouă de serviciu, de exemplu, dacă administratorul a publicat un nou template de serviciu, și de asemenea, dacă există mai multe cloud-uri de tip Virtual Machine Manager, să mute resurse între aceste cloud-uri, deci de pe o infrastructură de virtualizare pe alta. Ca și arhitectură, el, am spus că este în principiu un site de web, deci rulează în IIS ca o aplicație web și are un portal realizat cu tehnologie Silverlight și de asemenea, expune funcționalitatea și în PowerShell. Deci, practic, se pot automatiza o serie de operații de creare de mașini virtuale, de configurare de mașini virtuale. Practic, el se poate conecta cu ajutorul unui VMM provider atât la System Center Virtual Machine Manager, dar și prin intermediul unui Windows Azure provider la serviciile hosted de tip Windows Azure, oferite de Microsoft, permițând managementul aplicațiilor care sunt instalate pe cloud-ul public. Putem să-l folosim pentru a ne conecta la mai multe infrastructuri de virtualizare de tip System Center Virtual Machine Manager 2012, de exemplu situația în care avem mai multe data centere instalate regional. Ok, deci am discutat până acum despre hosturile de virtualizare, configurații posibile, storage, deci variante constructive, de asemenea puțin despre System Center Virtual Machine Manager și despre App Controller. Nu vom discuta în această prezentare despre celelalte componente care pot fi folosite la realizarea unei infrastructuri de tip private cloud, respectiv pentru protecția datelor va trebui să folosim System Center Data Protection Manager. Pentru monitorizarea infrastructurii de tip private cloud vom folosi Operations Manager. Pentru a face inventar hardware, software și pentru a instala aplicații și patch-uri în mașinile virtuale putem folosi Configuration Manager, iar pentru a automatiza procesele în cadrul unei arhitecturi de tip cloud putem folosi atât Service Manager, care oferă în plus și funcționalitatea de Service Desk, dar și Orchestrator, care permite integrarea cu toate platformele de management, inclusiv platforme third party. Deci, putem considera că un cloud basic poate fi folosit, poate fi realizat folosind, de exemplu, cu hosturile de virtualizare,
SCVMM și App Controller. Deci, practic oferind funcționalitatea de bază pentru un private cloud. Pentru funcționalități de management automatizat, monitorizare, protecția datelor, automatizarea proceselor, service desk, pentru asta e necesar să instalăm și celelalte produse din familia System Center. Ok, pentru a exemplifica ce se poate face cu produsele din familia System Center și cu Hyper-V, aș vrea să vă prezint un case study care reprezintă cum s-a folosit System Center și Hyper-V la conferința Microsoft Management Summit pentru a asigura laboratoarele practice pentru toți participanții. O să vă arăt practic niște fotografii realizate on-site. Aici vedeți participanții la conferință practic lucrând la laboratoare. Fiecare dintre ei putea să se așeze la oricare dintre stațiile disponibile. Erau 500 de stații disponibile în cadrul conferinței și practic se puteau așeza la oricare dintre ele și acolo aveau o listă de laboratoare pe care le puteau porni și puteau efectua exercițiile practice. Toate laboratoarele rulau pe server și vedeți aici un screenshot care arată toate mașinile virtuale care rulau la un moment dat. Un laborator putea folosi, eu știu, 2, 3, 5 mașini virtuale simultan, deci fiecare dintre participanți putea porni mai multe mașini virtuale la un moment dat. Observați aici, avem 32 de hosturi de virtualizare și un număr de 1253 de mașini virtuale care rulează simultan pe aceste hosturi. Ceea ce vedeți pe ecran este un mozaic cu consolele a tuturor acestor mașini virtuale. Practic toate aceste mașini virtuale rulau pe noua platformă HP Virtual System VS3 care pentru Private Cloud, proiectată de HP în colaborare cu Microsoft și care folosea servere de tip Blade. Vedeți aici un Blade Enclosure cu 8 servere de tip Blade. De asemenea, folosea storage de tip EVA și aici vedeți o imagine de ansamblu cu toată infrastructura care suporta cele 1250 de mașini virtuale pe care le-ați văzut în captura de ecran. Practic era vorba de două servere de tip, două Blade Center, fiecare cu câte 16 hosturi și un storage partajat. Aș vrea să vă arăt cum se făcea conectivitatea în spate, deci practic totul funcționa pe iSCSI, deci contrar așteptărilor, iSCSI pe 10 gigabit era chiar mai rapid pentru acest tip de echipament decât, să zicem, echivalentul pe Fiber Channel. Deci în această situație au ales să folosească iSCSI pe 10 gigabit și aici vedeți o altă imagine cu ceea ce se vede în spate între hosturi. Da? Aici vedeți o imagine cu cu partea de storage. Deci, deși era pe iSCSI, comunicația se făcea pe fibră optică pentru rapiditate și aici vedeți iarăși partea din spate la enclosure-ul de tip Blade Center, deci partea din mijloc. Da? Asta e la celălalt server și în sfârșit o imagine de ansamblu cu toți participanții care făceau laboratoare, deci în cadrul conferinței la acel moment. Vedeți că era destul de aglomerat. Deci este doar un exemplu despre
ce se poate realiza cu o infrastructură de tip private cloud. Ați văzut 32 de servere de tip Blade, storage de tip EVA, mai foloseau acceleratoare cu memorie cache pentru accesul la storage, dar una peste alta, configurația nu ocupa mai mult decât 3 servere, 3 racuri de servere și, bineînțeles, asta poate fi găzduită în orice data center obișnuit. Iar numărul de mașini virtuale mie mi se pare totuși impresionant, adică 1250 de mașini virtuale pe această infrastructură, dacă împărțim la numărul de servere, asta ar însemna că era o medie de 40 de mașini virtuale pe host, pe fiecare host. Ok, asta a fost studiul de caz, un exemplu de infrastructură de tip private cloud, totul era gestionat, bineînțeles, cu System Center Virtual Machine Manager 2012 și monitorizat cu System Center Operations Manager 2012. Asta a fost prezentarea de astăzi. Pentru detalii suplimentare vă stau la dispoziție pe adresa de e-mail la stoian@tecredit.ro. De asemenea, puteți să subscrieți la contul de Twitter @astoian sau puteți vizita blogul la adresa www.adrianstoian.com. Voi încerca să public toate prezentările din seria dedicată Private Cloud și System Center 2012, astfel încât să aveți acces la ele pentru review. Mulțumesc mult pentru participarea la această serie de prezentări. În viitor intenționez să realizez o altă serie dedicată lui System Center Configuration Manager 2012. Voi anunța din timp detaliile pentru participarea la aceste sesiuni. Mulțumesc încă o dată, să ne vedem sănătoși și toate cele bune!